Soții Nicolae duc o viață de familie aparent fericită, împreună cu fiicele lor, Sara și Lili. Sara nu mai e un copil. Simte că e ceva în neregulă. Hai, ne vedem la cafenea, da? La 7. Trezește-te, niminte! Pe unde ai mai fost? L-am urmărit pe tata. Pentru că se întâlnea cu Amanta. Cât suntem singuri. O privire mai atentă însă dezvăluie secrete tulburătoare. Tu ar trebui să ai grijă de soția ta. Știi unde e acum? Ne se sărută cu Petru. În cauza ta suntem aici. Nu mai putem continua, așa înțelegi? Sara va trebui să înțeleagă că poate să aibă încredere în noi. Stai că nu mai mergem la școală, mergem la spital. Ai nebunit? Trebuia să-i faci insulina lui Lili, era să intre în comă. Voi vorbi serios? Acum a dat afară din casă? Nu vreau ca Sara să fugă la mama pentru că nu mai are încredere în noi. Sara, unde pleci? Adică ce, nu pot să am secrete? Adrian trăiește cu soția sa, Cătălina, într-un cartier rezidențial din București. S-au căsătorit de tineri și au două fiice, Sara și Lili. Da, pune acolo. O iau și pe asta. Fetele, v-am pupat. Pa. Tata, să ne aduci ceva. Mă mai gândesc. Hai, mă, tata, te rog mult. Orice. Orice? Orice? Nu știu dacă găsesc orice. Să vedem. Hai, fii cu minte. Pa. Te pup. Ai grijă cum conduci. Auzi, mă știi doar, niciodată nu depășesc 240. Bine. Niciodată. Da, hai, pa. Ai grijă. Fetele sunt cele mai importante pentru noi. Eu și Cătălina am decis să nu le implicăm în problemele noastre. Important e ca ele să aibă o copilărie fericită și să se simtă în siguranță. Așa, pa, ne vedem vineri. Bine. Împreună cu soția sa, Adrian conduce un magazin de haine și călătorește frecvent pentru marfă. Familia duce o viață aparent liniștită. Adrian călătorește mult, iar Cătălina pleacă de acasă foarte devreme. Cei doi au încredere deplină în fiica lor cea mare, Sara, să aibă grijă de sora ei, dependentă de insulină. Leneșo! Leneșo! Trezirea! Haide! Haide, trezește-te! Haide! Haide! Lasă-mă! Cum să te las? Hai că întârziem la școală, uite cât e ceasul! Hai, trezește-te! Un pic! Nici un pic! Lili, ne supărăm! Te ridici din pat, te duci la baie, îți iei glicemia și mergi la școală, da? Haide! 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 Bine. Hai, mă întorc la tine imediat. Lili e prințesa familiei. E cam răsfățată fiindcă are diabet și ne purtăm cu ea ca un bibelou. Dar tind să cred că părinții noștri exagerează un pic. Alo? Da, iubitule. Vine, uite, prin oraș, știi ce faci? Da. Auzi, iubitule, hai că te sun în 5 minute, că mă sună mama pe cealaltă linie, ok? Bine, hai, te iubesc, papa. Liniștea familiei Nicolae este perturbată brusc de un eveniment neașteptat. Sara îl vede pe tatăl ei la o cafenea în București, întâmplător, deși el trebuia să fie la Buzău. Mă duceam să mă văd cu niște prieteni în oraș, când îl văd pe tata și într-o cafenea. Parcă era la Buzău, cum să fie în București? Ceva e foarte ciudat aici. După ce l-a văzut pe tatăl ei la cafenea, Sara este într-o mare dilemă. Fetei îi e frică că acest secret va distruge liniștea familiei. Lili, nu m-ai umbrat prin lucru, de câte ori să-ți spun? Vreau doar să le aranjez. Mă descurc și singură.
fii supărat. Îmi pare rău. Pe bune, scuze. Auzi, când a zis tata că se întoarce în București? Mâine seară. De ce? Dacă spun, promis că nu mai spui? Da, sigur. Niciodată n-am putut să țin secrete față de Lily. Speram că știe ea mai multe. Ea cu tata au o relație mult mai apropiată și vorbesc despre orice. Bine, l-am văzut pe tata astăzi în București. N-are cum. Tata e la Buzău. Ba da, ieșea dintr-o cafenea. Ești sigură? Da, Lily, știu cum arată tata. El e rea. Poate a terminat mai repede. Păi și dacă termină mai repede, de ce ne-a sunat să ne spună? Poate vrea să ne facă o surpriză. Da. Nu știu ce să zic. E adevărat că tata ne-a mai făcut surprize, dar nu așa. Totuși cred că e ceva neregulă. Lily încearcă să păstreze secretul Sarei, însă rămasă singură cu mama ei, nu poate să se mai abțină. Ai obosit? Da. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.